Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Derbiul etapei 8-a din Superliga se joacă pe stadionul Ghencea. FCSB primește replica celor de la CS Universitatea Craiova. Două formații care au dezamăgit runda trecută. FCSB a pierdut la Arad și a pierdut și trei oameni importanți, pe Chiricheș, Coman și Pantea. În timp ce CS Universitatea Craiova, deși nu a vrut să amâne meciul cu Farul, s-a făcut de râs fiind învinsă clar de campioană la Ovidiu cu 2-0. Centrarea lui Olaru, acolo este Companio, bară! Bara lui Companio, Bayram ține de minge pentru că n-are variante și dă această pasă care nu e bună pentru Crețu. Pasa a fost greșită. Încă o dată, în reluare, lovitura liberă încheiată cu această minge trimisă cu capul. Era gol și ăsta, că era departe Companio. Era gol și ăsta, n-ajungea, cred. În partea cealaltă este și Companio. Bună! Imensă ocazie! Imensă ocazie ratată de Craiova, ratată de Badel. Cine trebuia să-l țină pe fundașul central al Craiovei? Iurai Badel. Apărarea FCSB-ului este catastrofală. Incredibil așa ceva. Deocamdată am văzut ocazia mare ratată de el din corner, singur cu portarul. Ce presiune! Mitriță, ce greșeală face Mitriță în fața lui Ovidiu Popescu. Acolo iese rău, gol! Olaru! Golul lui Mitriță! Ăsta este golul lui Mitriță! Offside nu e, dar să vedem dacă nu cumva se găsește vreun faul la Mitriță, la cea intermie. Nu mi s-a părut, dar nici măcar el așteptăm. N-a protestat nici măcar el, n-a ridicat mâna. Nu, este ceva rușinos ce face Mitriță aici, care se și oprește. Offside nici vorbă. Pasa este foarte bună, pasa lui Octavian Popescu și finalizarea, care nu e ușoară, nu e ușoară. Se așează bine și dă pe lângă portar. Mie Popescu mi s-a părut că a început să greșească. După părerea mea, a făcut câteva greșeli și la Constanța. Nu înțeleg de ce nu primește nicio șansă Lazar. Bună, bună! Bună! Ce ocazie! Dar cine îl ține pe Companio ăsta? Două oară că se întâmplă. Nimeni. E incredibil. Deci Andreea Companio are două lovituri de cap în 20 de minute. Incredibil. Nu e nimeni lângă el. Nu este nimeni. La prima mai era cineva aici. Chiar nu e nimeni. Bine, dar e o surpriză. Nu te așteptai să dea Companio cu capul. Cine să dea? Normal. A venit așa de niciunde nou. Presiune. Presiune mare aici la marginea careului. Din nou Mitriță. Dă la adversar. Băluță. Băluță! Gol! Radumovici! Tot de la Mitriță. Nu poți să faci în continuu asemenea faze. În continuu asemenea faze. E offside? Nu. Frumos, frumos aici. Aici driblingul lui. Nu știu dacă nu e offside, mă, poți bine. Vom vedea. Se verifică. Nu știu dacă nu e offside. Nu e. Se verifică și nu e. 2-0 FCSB. Asta e bună, Mitriță. E bună pentru Mitriță. Putea să-și recupereze o parte din greșeli. N-a fost offside, n-a fost offside! Goal! Vreau să spun ceva superb. Companio nu există însă. Companio s-a oprit, excelent. Companio are un mare merit aici, că a simțit-o. Din autul Craiovei. Din autul Craiovei. Așa ceva este. Este un amatorism. Un amatorism total.
echipă de amatori dacă era Craiova și nu putea să joace în halul ăsta. Ultima dublă datează din mai 2022. Olaru dădea o dublă într-un FCSB FC Argeș 4-0. Iată reacția, iată-l pe Ivan. Tot Olaru arată bine, bară! Extraordinar! E, a ajuns să dea bară în Ghezana. Da. E offside, nu? Da. Buri, cere mingea Danciu, lasă bine pentru Vlătoiu, centrarea lui Vlătoiu, la Mitriță, aici este Bancu, Bancu, înapoi la Mitriță. Centrare, și paradă fabuloasă a lui Târlovanu. Bună, bună și centrarea lui Bancu. Ghezana. Nu știe pe unde e. Acum nu știu cât de bine a ieșit Colici acolo. Ce caută portarul Craiovei? Ce caută portarul Craiovei acolo? A ratat! Incredibil! Ce caută Popescu? Merita să ia gol aici. Știi Popescu, că exista nu schimba un soarta meciului. Exercițiu banal înainte, nu aveai voie să jucai în Liga 1 dacă nu puteai să dai în poartă de la mijlocul terenului. Bine, Companiu poate și obosit. Nu nimerești o poartă care are mai mult de 7 metri. Păi stai, că are portar în față. Ei, portarul era ieșit, era ieșit, era în fața lui.